Bun venit la Incredibil! Analizele de laborator făcute pe niște sandvișuri cu ton de la fast food-ul Subway au arătat că acestea nu conțin deloc ton. Un reporter a cumpărat sandvișul de la 3 magazine Subway din Los Angeles, apoi le-a dus la un laborator specializat pentru testarea peștelui. Culmea, cercetătorii nu au reușit să identifice vreo specie, nimic, nici ton, nici semiton, nimic. Asta la americani. La noi nu e vreo diferență. Dacă vorbim despre fast food, pentru că e globalizare și e la fel peste tot. Înțelegem. Mâncare ieftină și multă, unde gustul este dat de substanțe. Asta e esența fast food-ului. Foarte bine. La bani puțin, mănânci greșit. Dar ce ne facem cu fructele și legumele care sunt scumpe și care sunt doldora de substanțe chimice? Despre gust nici nu mai vorbim. Nu are rost. Să luăm, de exemplu, căpșunile sau roșiile. Practic, acestea arată perfect, dar au gust de imprimantă 3D. Știți cum e? Pe afară e vopsit gardul și înăuntru e leopardul. Una cumpere, alta înghiți. Atentatul la sănătatea cetățeanului este total. Și mai e ceva ce nu înțeleg. Se vorbește peste tot de mediu curat, de poluarea aerului, de sănătatea naturii. Dar nu se face nimic la capitolul sănătate alimentară. O să ajungem să respirăm aer impecabil de curat și să mâncăm produse impecabil de poluate. Ne preocupă la greu carbonul din aer și băgăm în noi toate chimicalele posibile și imposibile sub formă de aditive alimentare. De ce nu se face pe lângă un green deal al industriei și un green deal al agriculturii? Știți de ce? Fiindcă o agricultură curată, fără chimicale, fără soiuri modificate, înseamnă producții mici și profit slab în buzunarele marilor producători. De asta carnea de pui e cu gust de plastic, laptele e cu gust de apă și smântâna cu gust de nimic. Pe viitor, carnea de orice animal, porc, vită, oaie, va dispărea complet din magazine. Ați văzut ce a zis miliardarul Bill Gates? Carnea de vită sintetică va înlocui antricoatele venite de la abator. Clar, animalele pentru consum contribuie la încălzirea globală. Se balegă, dau gaze. Vacile sunt un uriaș poluator. Mănâncă foarte mult și elimină gaze foarte multe. Metan, extrem de periculos. De asta eu nu înțeleg cum de niciun partid mare european ca Renew Europe sau altcineva, vreun partid socialist corect, nu au băgat în Green Deal înlocuirea vacilor poluante cu vaci pe baterii, eco-friendly. E normal să schimbi doar parcul auto poluant? Nu e normal, trebuie schimbat și șeptelul. Părerea mea, atunci când vom avea un Green Deal corect, bine făcut, se va întâmpla următorul lucru. Sandwich-ul cu ton va avea în sfârșit carne de ton, dar sintetic. Cu gust de orice. Omul își alege din aplicație pe telefon. Apasă aplicația sandwich-uri online și își alege de acolo. Ton cu gust de pizza. Ton cu gust de mici. Ton cu gust de iOS 14. Sau mai știu ce. Orice se poate cu tehnologie curată. Așa că, mai devreme sau mai târziu, vom deveni cu toții mâncători de hrană tehnologică. Vom mânca ceafă de porc Samsung. Sau mușchi de vițel Apple. Nu mai zic de minunatul piept de pui Microsoft cu garnitură de orez Huawei. O minune! Poftă bună!